Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Radu Pop și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Sănătății. În această dupămasă vom discuta un subiect de mare actualitate, intitulat Abdomenul acut chirurgical, și pentru acest subiect deosebit am invitat un medic deosebit, pe domnul doctor Radu Oană, medic primar chirurg, care își desfășoară activitatea în cadrul Clinicii Chirurgie 1 Cluj. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Bună seara, domnule doctor, bună seara telespectatorilor noastre, mulțumesc pentru invitație! Eu sunt onorat că ați acceptat această invitație, având în vedere că, din câte știu eu, timpul noastră este foarte scurt, având atâtea urgențe de rezolvat în cadrul Clinicii Chirurgie 1. Dar cred că este foarte important ca să împărtășiți o parte din cunoștințele dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, telespectatorilor noștri, că știți, există o vorbă, e mult mai ușor să previi decât să tratezi. Iar aceste emisiuni au drept scopul de a, nu de a educa, dar de a împărtăși telespectatorilor noștri anumite idei, anumite lucruri care ar putea ca să le ușureze atât boala sau chiar să o prevină sau, de ce nu, să evite complicațiile. Domnule doctor, înainte de a intra în emisie, în discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră și chiar înainte de a ne întâlni astăzi, am ales acest subiect la sugestia dumneavoastră, spunând că este un subiect de mare actualitate. De ce? Să vă spun că este un subiect de mare actualitate și este de permanentă actualitate, pentru că este cu o frecvență deosebită, este întâlnit în fiecare zi, în fiecare serviciu de urgență. Sunt situații pe care noi le întâlnim și suntem puși în fața lor și trebuie să le rezolvăm. Situații pe care pacientul le întâlnește într-o situație, evident, discutând de cazurile de urgență acute, într-o situație în care pacientul nu reușește să se mai prezinte pentru alte consultații, el se prezintă în termen scurt, într-o situație gravă, acută. Aș putea spune că vorbim despre sindromul acut abdominal, despre abdomenul acut. Când spunem acut, vorbim despre urgențe. Când spunem urgențe, vorbim despre situații limită în care viața pacientului este pusă în pericol. Ca urmare, necesitatea unei intervenții de urgență și unei intervenții făcută cu profesionalism readuce sănătatea și pacientul la viața lui normală. Domnule doctor, vă întrerup un pic. Deci, tema fiind abdomenul acut chirurgical. Haideți să traducem un pic pentru telespectatorii care nu sunt vizați în cunoștințe medicale. Ce înseamnă abdomen acut? Dacă ne referim la termenul strict de abdomen acut, înseamnă o situație limită de urgență care presupune o intervenție de urgență. Sunt situațiile de urgență abdominală chirurgicală care necesită operație de urgență pentru a evita complicațiile și pentru a salva viața pacientului. Pentru că tot ceea ce cuprinde abdomenul acut chirurgical sunt situații care pun în pericol viața pacientului într-un termen scurt sau relativ scurt și care, fără intervenție, duc spre un rezultat prost, negativ sau posibil chiar deces. Chiar deces. Da. Deci este o afecțiune, practic este un complex de afecțiuni care dau cam acea simptomatologie. Dar haideți să vedem ce ar trebui să-i atragă în primul rând atenția pacientului. Pentru că el nu va veni la dumneavoastră în gardă și va spune: domnul doctor Oana, eu am un abdomen acut chirurgical. Ci va veni cu anumite simptome. Care sunt simptomele relevante pentru a-l determina să apeleze într-un serviciu de urgență? Subiectul este foarte generos și foarte larg. Probabil că ar trebui să sistematizăm puțin ceea ce presupune, ceea ce include abdomenul acut chirurgical. Sunt câteva capitole majore în patologia chirurgicală care sunt incluse sub termenul acesta de
sindrom de abdomen acut chirurgical și care, în funcție de simptomatologia și cauza majoră, principală, le putem clasifica, să spunem, cinci mari categorii. Spunem despre hemoragii, care la rândul lor o să discutăm câteva cuvinte și despre ele. Hemoragia, care este urgență maximă. Vorbim despre peritonite, vorbim despre ocluziile intestinale, vorbim despre ischemia acută mezenterică sau infarctul enteromezenteric și, bineînțeles, de marea dramă abdominală sau despre sindromul supraacut abdominal, pancreatita. Dacă... Domnule doctor, spuneați despre hemoragie. Da. Dacă ați putea puțin insista asupra acestui termen. Da. De obicei, când spunem hemoragie, ne gândim că vedem sângele. Da. Poate să existe o hemoragie în care bolnavul să nu-și dea seama și care ar fi simptomul care ar trebui, principal, care ar trebui să-i atragă atenția? Da. Hemoragia... E vorba de hemoragie internă. Vorbim acum despre abdomenul acut, despre hemoragia internă. Hemoragia care se produce la nivelul abdomenului în organism. Vorbim despre hemoragiile interne și externe. Noi discutăm ca principiu, sunt ca așa în cadrul subiectului de cele interne. Noi discutăm acum hemoragiile interne care pot fi exteriorizate la un moment dat sau nu. Vorbim despre hemoragia digestivă superioară. Ce se întâmplă? Discutăm despre hemoragie digestivă superioară în situația în care există o sângerare care are ca și cauză un punct de plecare de la nivelul treimii distale a esofagului, stomac și duoden. Duodenul este prima porțiune a intestinului subțire care urmează stomacului. Și se continuă cu intestinul subțire, jejunul, următoarea parte anatomică a intestinului subțire. Tot ceea ce se întâmplă sângerare până la acest nivel o catalogăm ca hemoragie digestivă superioară. Hemoragiile medii, am putea spune că sunt se desfășoară sau au ca și loc de desfășurare la nivelul intestinului subțire, iar este un termen mai puțin acceptat, dar consacrat este hemoragia digestivă inferioară, care în general și preponderent se produce la nivelul intestinului gros. Acum, câteva cuvinte despre fiecare, care este cauza lor. Dacă vorbim despre hemoragie digestivă superioară, sigur că la nivelul esofagului putem aminti despre afecțiuni ulcere la nivelul esofagului distal, ulcere la nivelul stomacului gastric sau duodenal cu frecvență mare și gastritele hemoragice. De asemenea, putem întâlni cancere, formațiuni tumorale, canceroase, care la un moment dat, prin eroziune, pot să ajungă la una din complicațiile acestea de hemoragie. Sunt de asemenea și alte afecțiuni care pot ca să determine aceste sângerări. E vorba de afecțiuni ale tuturor organelor care sunt tributare sistemului port, adică sistemului vascular dependent, tributar în această zonă. În principal, sigur că nu o să facem o lecție, un curs despre hemoragii digestive, dar în principal este vorba despre hemoragii de cauză ulceroasă sau, și foarte frecvent întâlnim hemoragii la nivelul esofagului distal cauzate de varice esofagiene, ruptura acestora, care este una din complicațiile bolilor cronice hepatice, ale cirozei hepatice. Cum se manifestă? Asta e un lucru foarte important, pentru că bolnavul nu va ști, am făcut hemoragia, n-am făcut hemoragia, că e digestivă superioară sau inferioară. Da? Dar ce trebuie să-i atragă lui atenția că a avut o hemoragie? La un moment dat, dacă hemoragia este o hemoragie mică, ce înseamnă hemoragie mică? Înseamnă o pierdere de sânge la acest nivel de până la 500 de mililitri. Până la jumătate de kilogram. Până la jumătate de kilogram, da. Medie, să spunem, până între 500-1500, mare peste 1500 până la 2000 și foarte gravă peste 2000 de mililitri. Sigur că în hemoragiile mici există posibilitatea ca pacientul, pierzând cronic și încet, să nu se realizeze această sângerare. Ea poate să apară la 48 de ore, aproximativ 24-48 de ore, în scaun, sub forma unor scaune negre, lucioase, așa numită melenă, urât-mirositoare, care este dat de
modificările sângelui trecute care tranzitează intestinul. În situațiile în care cantitatea este mai mare, sângerea este mai importantă, pacientul poate prezenta vărsături și atunci pacientul exteriorizează vărsătura de la nivelul gastro-duodenal sau esofag terminal prin aceste vărsături și noi spunem hematemeză. Sigur că și aici noi ne orientăm, este sânge proaspăt, înseamnă că este hemoragia în curs, este un sânge sub aspect de zaț de cafea, a început deja sucurile gastrice să-l transforme și nu este foarte importantă și s-a oprit. Sunt niște elemente pe care noi le luăm în calcul și încercăm să apreciem gravitatea, importanța hemoragiei pe care pacientul a prezentat-o. Dacă îmi permiteți, da, doctor, pentru telespectatori. Deci, din ceea ce a spus dumneavoastră și aș dori ca să accentuez, sunt două lucruri care trebuie urmărite de orice pacient. Dacă scaunul este de culoare închisă, negru, ca și păcura, deci este un semnal clar de alarmă că trebuie să se prezinte cât mai urgent unui serviciu de urgență. Este un aspect. Înseamnă că hemoragia e de cel puțin 24-48 de ore, chiar dacă este o hemoragie în cantitate mică, nesesizabilă și neavând anumite simptome secundare. Și un al doilea simptom foarte important ar fi acea vărsătură care poate ca să fie ca și zațul de cafea, deci nu este obligator, dar poate ca să apară o vărsătură ca un zaț de cafea sau chiar o vărsătură cu sânge proaspăt. Da. Deși pe bolnav s-ar putea să nu-l doară nimic. Poate să fie prima manifestare, poate să fie prima manifestare a unei afecțiuni gastrice, esofagene sau duodenale. Și mai ales dacă ne gândim în situația unui proces neoplazic, cancerul, care de foarte multe ori evoluează perfid, insidios, fără o simptomatologie zgomotoasă, fără dureri, fără acuze de arsuri, pirozis, arsuri pe piept, și care, pur și simplu, pacientul ajunge într-un stadiu avansat al evoluției tumorii, pentru că are o evoluție, așa cum spuneam, asimptomatică, și la un moment dat se poate să ajungă în această situație de hemoragie care se manifestă sub formă de vărsătură, cum spuneam, hematemeză, sânge proaspăt sau sânge sub formă de zaț de cafea, sau în scaun, care mai repede poate să ajungă sub această formă dacă sângerea este mică, ocultă, cronică, așa cum de multe ori se întâmplă în aceste procese. Poate să fie, de exemplu, o hemoragie care să nu poată fi depistată decât printr-o analiză de laborator? Da, în situațiile în care... Deci fără modificare de aspect a scaunului. Da, în situația în care sângerea este foarte mică și scaunul nu are nicio modificare, apropo de descrierea pe care am făcut-o mai înainte, sângerarea în scaun poate fi depistată prin așa numită reacție Gregersen, în care urme foarte mici de sânge în scaun pot fi depistate și care trag un semnal de alarmă și care pun pacientul în gardă și îl obligă să-și facă anumite investigații pentru determinarea sursei sângerării. Ce recomandați dumneavoastră ca și medic telespectatorilor care și-au făcut un Gregersen, deci o analiză de scaun, și s-a găsit, o cantitate oarecare de sânge sau urme de sânge, deși nu este vizibil. Deci cu siguranță, cu siguranță trebuie căutată sursa și pentru a evidenția și pentru a explora tubul digestiv avem posibilități multiple și care sunt foarte eficiente. În primul rând, prima parte a tubului digestiv până la porțiunea duodenului inițial, deci pe stomac și o porțiune inițială de duoden, se poate explora prin endoscopia digestivă superioară, gastroscopia, care evidențiază în mod direct leziunile existente în tractul digestiv, esofag, stomac și prima porțiune a duodenului. În situația în care depășim acest moment, această limită anatomică, sângerările pot să apară ca sânge proaspăt în scaun. Atunci noi discutăm despre leziuni situate pe intestinul gros și jos de tot, da, înspre anus. În această situație, investigația care
pune în evidență leziunea sau sursa hemoragiei este colonoscopia. Este tot o investigație endoscopică, tot cu fibroscopul, care evidențiază lumenul intestinului gros și stabilește diagnosticul sau leziunea existentă pe colon. În general, dacă îmi permiteți, în general bolnavul este speriat când vede sângele în scaun. Acum eu vă pun o întrebare. Ce poate să fie mai periculos? Un scaun negru ca păcura sau un sânge proaspăt în scaun? Ce trebuie să-l sperie mai tare pe bolnav? Sunt amândouă semnale de alarmă. Pentru că până se stabilește cauza, natura benignă sau malignă a sursei de sângerare, nu putem să stabilim gravitatea situației. Dar care ar fi cauzele sângelui proaspăt în scaun? Sângele proaspăt apare în situații de leziuni ale intestinului gros, mă refer la colon, rect, unde pot să apară leziuni atât benigne, mai ales și în special leziuni canceroase maligne. Acelea totdeauna ne duc cu gândul la o formațiune tumorală hemoragică. În special formațiunile tumorale localizate pe partea ascendentă, pe partea dreaptă a intestinului gros, pe prima porțiune, au în caracteristica evoluției lor sângerările oculte care vor apărea încet în scaun. Celelalte de pe localizare pe colonul stâng, pe partea stângă a intestinului gros, mai frecvent evoluează înspre o stenoză. Se vor prezenta într-un procent mai mare în urgență ca și complicație ocluzivă, însă nu se exclude nici aici ca aceste formațiuni să sângereze. Sigur, poate fi o sângerare, să zicem, dintr-o banală. Este un pic cam ușor aruncat această expresie banală, sângerare, dintr-o patologie anală, perianală, să spunem, benignă, hemoroizi, fisură, ceea ce nu trebuie tratate cu siguranță niciodată ca și o banalitate. Sunt lucruri care pot să deranjeze foarte tare și care pot evolua prin complicații supărătoare și care să determine sau să modifice viața și comportamentul pacientului. Domnule doctor, sunt anumite simptome care se asociază sângerărilor încât noi să fim orientați ca medici către o afecțiune tumorală sau către o afecțiune benignă, o fisură, un hemoroid? Din păcate, evoluția proceselor tumorale este în general ascunsă, insidioasă, cum spunem noi. Există un tablou clinic general care se suprapune tuturor proceselor canceroase cu scădere în greutate, scăderea poftei de mâncare, deci în apetența, o paloare la un moment dat, anemia care apare prin pierderea sângelui cronic, duce la un grad de anemie care se transpune clinic prin paloare, deci tegumente și mucoase palide, amețeli, fatigabilitate, oboseală, scăderea performanței fizice și intelectuale. Sigur că toate acestea sunt lucruri care nu sunt specifice pentru o anumită localizare, se încadrează într-un sindrom larg de tablou clinic care poate sugera la un moment dat ceva de acest gen și care ne pune oarecum în gardă, trage un semnal de alarmă și ne impune începerea unui ciclu de set de analize, de investigații pentru a stabili cauza. Deci am înțeles că sunt câteva puncte, să spun, sau simptome care ar trebui ca să le urmărim chiar dacă nu suntem medici. Deci ca și persoane fizice laice. Modificarea aspectului scaunului. Exact. În primul rând, dacă este un scaun negru, automat trebuie să ne prezentăm la medic. Sau dacă este o hemoragie în scaun, fie că este amestecat sau că este la suprafața scaunului. Da. Dar vreau să vă întreb ceva. Sunt anumite alimente care pot să modifice culoarea scaunului? De exemplu, un bolnav ia cărbune și uită că de fapt a luat cărbunele și că ar putea, sau medicul i-a spus, fii atent că o să se modifice culoarea. Da, sigur, se poate, cu certitudine, dar acestea sunt
evenimente pasagere, o zi, două, care nu intră în contextul general al celorlalte modificări. Deci în momentul când apare un scaun negru și nu sunt alte simptome, de exemplu, un scaun negru implică o hemoragie de cel puțin 24-48 de ore, plus, fiind o hemoragie continuă, scaunul va rămâne negru continuu, în unele cazuri. Și atunci vor apare, ce spuneați dumneavoastră, se va repeta, da, și semnele de anemie, de astenie, adinamie, așa mai departe. Deci bolnavul va deveni din ce în ce mai astenic, fără chef de viață, fără putere de a munci și în cazul în care a consumat un cărbune, aceste simptome nu vor apare, ci da, doar modificarea scaunului. Dar consumul de sfeclă, de exemplu, sunt care consumă sfeclă, nu? Sau consumă anumitor sucuri cu diferiți coloranți. Cartenul, pot modifica? Da. Da. Sigur, exact. Pot să modifice aceste, să dea aspectul de ce spuneați dumneavoastră, de consumul prelungit, cantități mari de morcov. De morcov. Carotenul, da, care, sigur, la un moment dat ajunge să impregneze tegumentul, dar acestea sunt situații mai rare și care, bineînțeles, sunt excluse printr-o analiză de laborator în care valorile hemogramei sunt normale, adică hematile, hemoglobina, sânge vor avea. Știți de ce v-am spus acest lucru? Într-un caz practic pe care îmi permis să-l discut cu dumneavoastră, cineva făcea un tratament pentru anemie și, printre alte lucruri, lua suc de sfeclă roșie. Da. Ei, la un moment dat, scaunul a devenit ca un scaun sanguinolent. Bun, el nu știa că nu e sânge sau că e sânge, dar după aspect, automat ți-ai dat seama că nu era sânge. Dar pentru el a fost o stare de anxietate de câteva zile să mă prezint sau să nu mă prezint la medic. Deci una dintre cauzele abdomenului acut, spuneați că este sau că sunt hemoragiile digestive superioare sau inferioare. Accentuez, pentru că emisiunea are drept scop de a deschide puțin cunoștințele celor care nu lucrează în domeniu ca să aibă posibilitatea de a se adresa în timp util medicilor. O modificare a scaunului în sensul că este un scaun negru ca și păcura, lucios, trebuie ca să vă determine să vă prezentați la medic și doi, un scaun de culoare roșie în sensul că are sânge, fie că e sângele la suprafața scaunului sau este amestecat cu scaunul, trebuie din nou să fie un semnal de alarmă pentru dumneavoastră, chiar dacă boala nu e gravă, dar cel puțin medicul să decidă ce a determinat acest lucru. Da. Spuneați, domnul doctor, de hemoragiile digestive superioare și inferioare, hemoragiile ca și cauză a unui abdomen acut. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră ca și practician. Se prezintă un bolnav la noastră cu o vărsătură în zaț de cafea. Înseamnă că există undeva o hemoragie gastrică, esofageană, deci partea superioară a tubului digestiv. Îi faceți o gastroscopie, spuneați, da? Și stabiliți acolo că o fi un ulcer. Trebuie operat întotdeauna? În ultima vreme, beneficiind de progresele științei și tehnologiei în știința medicală, tot mai puține asemenea situații ajung la o rezolvare chirurgicală imediat și majoritatea, aș putea spune, că se rezolvă printr-o intervenție endoscopică cu scopul hemostazei, adică hemostaza înseamnă a opri sângerarea. Acest lucru practicați în clinica chirurgiei? În chirurgie unul nu se practică, dar în serviciul de medicală se practică pentru că așa este organizat sistemul. Am înțeles. În momentul în care, deci este o supraveghere medico-chirurgicală a acestor pacienți, pentru că există riscul repetării hemoragiei în care se mai poate încerca endoscopic hemostaza, efectuarea hemostazei, dar dacă la un moment dat nu se poate stăpâni aceasta, este necesară intervenția chirurgicală. De obicei, bolnavul are o reținere de a se prezenta tocmai pentru a nu fi supus unei intervenții chirurgicale. Deci, cu acest scop v-am pus această întrebare, că nu întotdeauna când este o vărsătură în zaț de cafea, trebuie neapărat ca să fie și operat. Bineînțeles. Sau că nu se poate rezolva problema într-un mod până medical. Până la stabilirea exactă a cauzei, sigur că dacă este o afecțiune benignă în care poate fi controlată endoscopica și sângerare și cu un tratament medicamentos, lucrurile
pot să meargă și să evolueze bine sub această formă, în situațiile în care avem o hemoragie care nu poate fi controlată prin aceste hemostaze endoscopice sau cauza este o afecțiune malignă canceroasă, impune intervenția chirurgicală. O altă cauză a abdomenului acut? N-am terminat să discutăm despre hemoragii care, noi am vorbit acum despre hemoragii din lumină tubului digestiv, dar pot apare abdomen acut ca și hemoperitoneu, adică acumularea de sânge în cavitatea abdominală, între organele din abdomen, prin rupturi de organe. În general, aceste... Când apar? Aceste situații apar în special post-traumatice. Traumatisme prin cădere accidentale, prin agresiune și ca și un apanaj al civilizației și a creșterii numărului de autoturisme și a circulației intense din zilele noastre, foarte frecvente accidente, politraumatisme prin accidente. Care este organul care dă cea mai mare hemoragie sau cel mai frecvent? Cel mai frecvent și cu hemoragie foarte importantă și care pune și periclitează viața, pune în pericol viața, este ruptura de splină. Ruptura de splină care, sigur, splina este un organ extraordinar de bine vascularizat, tiroida care mai are vascularizație mai bogată și splina este un organ care îl întâlnim frecvent în situații de urgență în serviciile chirurgicale și care impune de cele mai multe ori scoaterea splinei pentru a stabili hemostaza, pentru a opri hemoragia. Se poate trăi fără splină? Da, se poate opri fără splină. La adulți se pare că rezultatul sau impactul splenectomiei este nesemnificativ, este minor. Mai important este pentru copii, pentru dezvoltarea lor. Însă în serviciile de chirurgie de adulți se practică splenectomia pentru că nu prea avem ce face. Este singura modalitate de cele mai multe ori de a realiza hemostaza și a salva viața pacientului. Domnul doctor, am întâlnit cazuri în care pacientul era nemulțumit de anumiți medici. În ce sens? Spunea, m-a văzut cu tare medic, mi-a făcut ecografie, mi-a făcut așa și uite, după accident nu mi-a văzut că este splina ruptă. Și după o săptămână am fost în altă parte și splina mea era ruptă. Da. Ce puteți să spuneți despre acest aspect? A fost o culpă medicală sau e vorba de altceva? Nu, nici de cum. Există, ar trebui să lămurim acest lucru. Există, nu este vorba despre culpă medicală. Există această particularitate evolutivă a unei spline traumatizate, așa numită ruptură în doi timpi a splinei, în care nu există zonă de efracție la nivelul capsulei, ci se realizează un hematom, o colecție de sânge care crește și realizează o presiune în spline și după care, la o săptămână, două săptămâni, 10 zile, la un mic impact, la un efort minor, un efort de tusă, un efort de defecație, crescând presiunea intraabdominală, se rupe. Deci așa numită ruptură în doi timpi a splinei și care este practic ca urmare a unui traumatism mai vechi și care nu se putea evidenția sau nu s-a putut stabili imediat după traumatism. E valabil și pentru ficat acest lucru, având în vedere pentru că ficat tot mai, este pentru un organ mai puțin. Apropo de traumatism și de hemoperitoneu, ficatul întâlnim frecvent lezat în traumatisme cu rupturi hepatice care de multe ori necesită hepatectomii, adică îndepărtarea segmentului detașat, rupt în urma traumatismului, în urma impactului, sau uneori leziuni care pot fi suturate și să se stabilească, să se realizeze hemostaza, adică să se oprească sângerarea și lucrurile să reintre normal. În general, ca și recomandare, vă întreb pe dumneavoastră, se prezintă un bolnav traumatizat, deci după un accident de circulație și nu se constată hemoperitoneu, adică sânge în cavitatea abdominală. Da. În general, recomandați un control după 2 săptămâni pentru a se face o reevaluare a anumitor organe mai friabile, de exemplu a splinei, că atunci s-ar putea să nu fie nimic, spuneați, și să apară după un timp. Da. Intră în obiceiul? Există, da, controlele care se fac periodic și în special recomandăm acest lucru pacienților care au avut în traumatismul pentru care s-au prezentat
impact în zona splenică. În zona splenică. Atunci ne gândim că există posibilitatea unei evoluții în doi timp și atunci pacientul trebuie supravegat. Poate de cele mai multe ori este bine să-l internăm câteva zile pentru supravegherea evoluției și și bineînțeles este monitorizat și chemat la control pentru a supraveghea un eventual hematom subsplenic, o ruptură posibilă în doi timp. Domnul doctor, va trebui să luăm o scurtă pauză. Stimați respectatori, rămâneți alături de noi. Peste câteva minute vom reveni. Am revenit, stimați telespectatori, sper că ați rămas alături de noi. Vă reamintesc că în această dupămasă îl am ca invitat pe domnul doctor Oana Radu, medic primar chirurg, lucrează în cadrul clinicii Chirurgie 1 Cluj-Napoca. În prima parte a emisiunii am discutat una dintre cauzele abdomenului acut chirurgical. Aș dori doar un scurt rezumat să facem a discuției noastre, pentru că a repetat domnul doctor înseamnă de fapt o mamă a înțelepciunii. Semnele care ar trebui ca să ne trezească foarte mult interes atunci când apar este modificarea scaunului, care poate ca să ascundă de fapt o gravă afecțiune, și anume modificarea în ceea ce privește culoarea. Un scaun negru, spunea domnul doctor, ca păcura, reprezintă de fapt o hemoragie trenantă, 24-48 de ore sau poate chiar mai mult, și care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru a ne prezenta urgent la medic. De asemenea, un scaun cu sânge, fie sânge la suprafață sau sânge amestecat cu scaunul, reprezintă un semn al unei hemoragii digestive inferioare, deci colon ascendent-descendent rect sigma, care ar trebui din nou să fie pentru noi un semnal de alarmă, să ne adresăm cât mai repede medicului curant. Și pe urmă, cu siguranță, el va trimite pentru investigații și va ajunge până la urmă tot în ramura dumneavoastră chirurgicală, domnule doctor. La începutul emisiunii spuneați că sunt mai multe cauze ale abdomenului acut chirurgical. Spuneați despre hemoragia digestivă superioară și inferioară și discutam chiar la sfârșitul primei părți a emisiunii despre hemoragiile post-traumatice, hemoragiile din cavitatea abdominală determinată de rupturi de organe sau rupturi de vase, care de multe ori nu se pot exterioriza și nu se exteriorizează prin modificări de scaune. Și aș dori să reamintesc că de multe ori pacienții acuză primul medic care l-a consultat de riscul rupturii anumitor organe și în special a splinei post-traumatic în doi timpi. Deci la prima investigare splina apare normal, ca după două săptămâni, de fapt, să apară acel hematom pe care dumneavoastră l-ați descris din interior și produce ruptura splinei, lucru care poate să devină foarte grav pentru viața pacientului. După orice traumatism, trebuie făcută o reevaluare la cel mai târziu două săptămâni de la data traumatismului. Dacă am greșit ceva, domnule doctor, mă puteți corecta. Poate că ar trebui chiar mai repede sau mai desfăcut acest control. Poate că la câteva zile post-traumatic și cel mult o săptămână e bine de reevaluat, pentru că există posibilitatea apariției imaginii ecografice a hematomului subcapsular splenic și care deja impune o internare și o supraveghere atentă a pacientului. Deci această precizare este foarte importantă, deci nu la două săptămâni, ci chiar mai repede, după câteva zile, maxim pot o săptămână. Să apară semne imagistice. Că pot să apară semnele imagistice. Da. Și care, cu siguranță, vor ușura și diagnosticul și evoluția pe urmă a bolii. Da. Domnule doctor, în afară de aceste hemoragii, o altă cauză. Sigur că, așa cum am spus, într-un politraumatism sau un traumatism abdominal poate fi interesat de asemenea ficatul, organe parenchimatoase, care de asemenea, pancreasul, de asemenea, o ansă intestinală, rădăcina intestinului se poate rupe, care bineînțeles că conține vasele care irigă
intestinul și care pot să dea hemoragii importante, hemoragii severe, care să ducă până la a pune în pericol viața pacientului și care necesită intervenție pentru oprirea hemoragiei, care, adică hemostaza, deci pentru a controla hemostaza, sângerarea. Domnule doctor, acum e perioada când se curățesc pomii. Se urcă cineva într-un nuc să-l curățească și cade de acolo. Vede că nu și-a rupt picioare, nu și-a rupt mâini, nimic absolut și el este mulțumit. Ce recomandați unei persoane care a căzut dintr-un copac sau a căzut de pe o scară? Ar fi foarte important să fie atenți la tensiunea lui, la puls, la oboseală, la paloare. Adică, ce vreau să spun, există interesarea hemodinamică care apare clinic într-o hemoragie, în pierderea de sânge din sistemul vascular. Și atunci, în această situație, tensiunea devine mai mică, scade tensiunea, pulsul se accentuează, pacientul devine palid, pacientul are senzații de sete, pacientul poate prezenta lipotemii, adică pierdere de cunoștință, pierderea cunoștinței din cauza unei oxigenări insuficiente a creierilor prin scăderea volumului circulant, prin scăderea cantității de sânge, pentru că o mare parte din sânge se pierde în cavitatea abdominală și atunci asigur că suportul care transportă oxigenul este scăzut, este diminuat. Transpirații, senzații de sete. Toate acestea sunt semne clinice care pot să ne ducă cu gândul sau trag un semnal de alarmă într-o hemoragie. Sigur, dacă hemoragia este exteriorizată, pacientul realizează imediat pericolul. În momentul în care hemoragia este o hemoragie internă, un hemoperitoneu, cum îi spunem noi, adică acumularea de sânge în cavitatea abdominală pe care pacientul nu o realizează imediat, acestea sunt semnele indirecte care duc cu gândul la o hemoragie. Scăderea tensiunii, creșterea pulsului, frecvenței cardiace, paloarea, transpirația, lipotimia, setea, toate acestea sunt semne care trădează o hemoragie. Deci, așa mai direct, orice cădere de la înălțime, chiar dacă bolnavul poate nu-și măsoară pulsul, nu-și ia tensiunea, nici nu are cu ce, dar ar fi foarte bine să se prezinte mai bine un examen în plus decât în minus. Cu siguranță. Să se prezinte la medicul de familie și de aici el va ști ce va trebui să facă. Cu siguranță. Au fost multe situații de acest gen. Sunt perioade în care lucrările agricole impun asemenea gesturi. Se urcă să curețe copacul sau să culeagă fructe în perioada culesului sau lucrări, știu eu, de diferite tipuri. Se urcă pe scară ca să repare ceva pe casă sau, mă rog, în gospodării anexe și când, în urma unei asemenea situații, se întâmplă să cadă, se prezintă aceste traumatisme, cum spuneam, de la un nivel la altul. Mai frecvent, adică nu este rar întâlnită situația în care nu neapărat trebuie să cadă de la o înălțime deosebită, pur și simplu se împiedică. Cade așa numită cădere de la aceeași înălțime, de la același nivel, care poate implica un rezultat ca și cum ar fi căzut la înălțime dacă traumatismul se produce în zona unui organ mai sensibil la traumatism, cum ar fi sprina, care frecvent, clasicul, să spunem, mecanism alunecă pacientul în baie, că îi ud pe jos, cade cu partea stângă, hemitocica, partea stângă a toracului, baza toracului, care protejează sprina pe marginea vanei, cada de baie, și în urma unui asemenea traumatism se produce ruptura de sprină. Cu sau fără rupturi costale care sunt la acest nivel. Că de obicei pe pacient îl interesează dacă i s-a rupt coasta sau nu. Da. Deci asta e lucru deci foarte important pentru el. Asta este marea problemă pentru care se prezintă, dar mai periculos și ascuns se găsește mai înăuntru splina, care este susceptibilă la leziuni traumatice și care de multe ori trebuie sancționată, cum spunem, chirurgical, pentru a salva viața pacientului. Bun. Deci acestea ar fi cauzele de, în mare vorbind, că cu siguranță sunt și altele, cauzele hemoragice care ar putea produce un abdomen acut chirurgical. Alte cauze.
Vă spuneam la început că o altă mare categorie, o altă clasă de leziuni care sunt incluse în abdomenul acut chirurgical ar fi peritonitele. Ce înseamnă peritonită? Da, exact. Da, nu. Deci, o inflamație a peritoneului. Ce este peritoneul? Peritoneul este seroasă, este pielița, să spunem așa, ca să înțeleagă toată lumea, care îmbracă cavitatea abdominală și se reflectă peste intestine și peste organele din abdomen. Deci ceva asemănător cu ce se pune când se face drobul. Da. Nu? Ce îmbracă, comparația ce îmbracă e... abdomenul și organele. Da. Dar ca să înțeleagă... Orice iritație, orice factor chimic care apare anormal în cavitate va determina un sindrom de iritație, cum spunem, un sindrom de iritație peritoneală. Acum, în contextul de acestei iritații peritoneale discutăm despre peritonită. Adică o inflamație, o infecție, o aprindere, o aprindere da. a acestei seroase. Deci, care poate... în termen popular, o aprindere a peliței de pe intestine. Depinde, da. În cauza acestor afecțiuni, distingem peritonitele primitive, care pot să apară în alte afecțiuni, de pildă peritonita TBC, și dar peritonitele care le includem noi ca abdomen acut chirurgical, care acelea de fapt sunt pseudo-abdomen acute și care nu necesită intervenție chirurgicală pentru tratament, ci tratamentul bolului de bază al infecției, de exemplu, cum am vorbit despre infecția TBC. Infecțiile, peritonitele chirurgicale despre care vorbim, ca și urgență a abdomenului, ca și abdomen acut peritonitic, sunt date de perforațiile organelor cavitare. Ce înseamnă asta? Perforația stomacului. Un ulcer care a perforat, sigur că va crea o breșă prin care conținutul gastric se va revărsa în intestin. Și aceasta va determina, așa cum se dea la început, o iritație a peritoneului, care este extrem, extrem de dureroasă pentru pacient. Sigur, se însoțește de oprirea tranzitului, adică pacientul nu va mai avea gaze și nici tranzit va avea scaun pentru materii fecale, nu va mai avea, bineînțeles. Este o pareză reflexă din cauza iritației acestei seroase peritoneale, determinată de apariția în cavitatea abdominală a conținutului lichidean gastric. Vorbim acum în situația unui ulcer perforat. Dar, domnul doctor, vrei să sistematizez. Bolnavul poate știe sau nu că a avut ulcer și apare perforația. Ei, în acel moment, el are sau nu are durere? Că are, el asta îl interesează. Da. Deci un pacient cu un istoric de ulcer cunoscut sau necunoscut, ca primă manifestare... Deci, fără să știe care ulcer. Fără să știe care ulcer. Se poate prezenta pentru o durere bruscă, violentă, situată în epigastru, adică în gura, stomacul, etajul abdominal superior. O durere bruscă, lancinată, ca o lovitură de cuțit. Deci este o durere vie pe care pacientul o percepe și care îl determină să ai o poziție antalgică, roasă, o poziție tipică, îndoit, cu mâna se ține de burtă de obicei și care este însoțit de niște dureri extrem, extrem de violente și care în asociere poate prezenta vărsături gastrice sau conținut alimentar, dacă mai are pacientul, sau bilioase și, bineînțeles, mai poate să prezinte asociat oprirea tranzitului pentru gaze și fecale printre acea pareză reflexă determinată de iritația peritoneului datorită prezenței conținutului care s-a revărsat în abdomen. Cam la ce interval de la apariția durerii apar modificările de tranzit? Că s-ar putea aceste modificări nici să nu le sesizeze bolnavul. Acestea apar imediat, repede, în decurs de maxim o oră, două. Deci pacientul are o senzație de balonare sau încă cum, nu își explică prima el? Prima senzație pe care o are este senzația de durere violentă. Deci durerea. Durerea. Vărsătura și durerea. În asemenea situații, cu certitudine, durerea este atât de atroce încât pacientul solicită consultul medicului. În afară de acest lucru, sigur că noi mai vom examina pacientul, vom găsi un abdomen care este imobil, este fix, nu mai participă la respirație, din cauza acestei contracturi puternice. Musculatura se contractă
sau abdominală, mă refer, deci un abdomen tare. Foarte tare, abdomen de lemn, care nici nu mai participă la mișcările respiratorii, un abdomen fix și care este extrem de dureros la palpare, cu, de obicei, durere maximă la locul perforației, dacă vine în prima etapă, sau după aceea poate să fuzeze conținutul gastric înspre partea dreaptă în abdomen și să apară o durere vie ca și în zona apendiculară. Există niște trasee anatomice pe care preferențial se drenează conținutul gastric. Deci spuneați că durerea apare la palpare. Și este spontană, prima dată apare spontană, durerea spontană și pe urmă când medicul palpează, iar sau palpare, dacă el se palpează, îl doare. Îl doare exagerat. Îl doare când se face presiunea sau când se lasă? Îl doare când se face presiunea și cu exacerbare la o relaxare bruscă a palpării, când se ridică mâna de pe abdomen, pacientul simte o durere extrem de vie, așa numitul semn Bloomberg, cum spunem noi, semn Bloomberg pozitiv, care ne trădează o iritație a peritoneului, a seroasei peritoneale, prin prezența conținutului gastric apărut în cavitatea abdominală din cauza perforației. Deci, o durere care apare în mod brusc în zona epigastrului, nu? În gura stomacului, popular vorbind, fie la un bolnav care se știe ulceros sau la un bolnav care nu știe că a avut ulcer și care este de intensitate foarte mare, medie mare, trebuie să atragă atenția bolnavului să se prezinte urgent la medic, la un serviciu de urgență, pentru că s-ar putea să fie o perforație de organ și mai mult să apară o complicație numită peritonită, care este destul de grea. Domnule doctor, mai avem un minut și jumătate. Timpul a trecut foarte repede. Deci, da, ne vom axa pe aceste cauze a peritonitei și vă spun de acum și vă fac o invitație publică, restul subiectului să-l discutăm într-o emisiune viitoare, peste 2 sau 3 săptămâni. Da, cu plăcere. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea doar să vă spun că acest sindrom peritonitic poate apare în perforația și a altor organe, poate să apară perforație de intestin subțire post-traumatic sau pur și simplu prin corpi străini ingerați accidental. Am avut cazuri de aceste genuri, de aceste situații în care o scobitoare sau un os ingerat sau fragmente de proteză au perforat intestinul subțire și au determinat o peritonită. Sau apendicita perforată este o altă cauză de peritonită. Poate fi o altă cauză de peritonită. Putem întâlni perforații la nivelul colonului, perforația colecistului, care se dă o peritonită. Deci, în general, organele cavitare. Orice organ cavitar. Dar vă mai pun o întrebare, da, și pe urmă chiar, da, trebuie să încheiem, spune, da, și în cască. Există, spuneați, de perforația apendicelui. Da. Există cazuri când a perforat, simptomele s-au redus, nu mai are durere și se operează, ceea ce spun bolnavii, se operează după o lună, două. Ce se întâmplă acolo? Este situația de peritonită localizată în care, așa, apendicele a fost blocat, adică ansele și epiplonul, șorțul, da, de cățime, a blocat, este reacția de apărare a organismului la infecția din abdomen. Toate au venit, au izolat focarul infecțios și au creat acolo o peritonită localizată, așa numitul absces apendicular, o peritonită perforată și blocată și care, în urma unui tratament cu antibiotic în special, sigur că tratamentul este mai complex, procesul infecțios inflamator de moment se poate stinge și este bine să se intervină după minim 6 săptămâni. Domnule doctor, am fost onorat că ați fost prezent în cadrul acestei emisiuni și așa după cum mi-ați promis că veți răspunde invitației viitoare, vă așteptăm să discutăm restul cauzelor de abdomen acut chirurgical. Mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Vă reamintim că emisiunea se rea în această seară, începând cu ora 20, joi de la ora 14 și sâmbătă de la ora 12. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai plăcută. La revedere! La revedere!